extinderea cercetării de excelență în spațiul european și aici încercăm să eliminăm disparitățile dintre țările din estul și din vestul Europei, astfel încât să avem de câștigat cu toții în ceea ce privește excelența în cercetare. O a doua problemă aflată în dezbatere va fi posibilitatea de cooperare în ceea ce privește cercetarea și inovarea în spațiul Mării Negre. Marea Neagră nu este doar un vecin al României și al Bulgariei, ci este situată la granița Uniunii Europene și așa cum se fac cercetări comune în Marea Mediterană sau în Marea Baltică, încercăm să dezvoltăm aceste colaborări între state din întreaga Uniune Europeană, chiar și cu cele care nu au legătură directă cu Marea Neagră. Este în interesul tuturor să exploatăm cât mai bine acest spațiu al Mării Negre, care aparține acum întregii Europe. Vă mulțumesc!
to meet you again. Thank you very much for this perfectly organized event. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you very much. Certainly a pleasure to be here. Thank you very much. So thank you very much for your contribution to the second one. So thank you.
Thank you.
morning. And welcome. Thank you. Nice to see you. How are you? It's the second. Pleasure to meet you again. Thank you. Perfect dinner. Thank you. Thank you.
Hans of Peter from Slovakia. Johann Dietrich from Luxembourg. Thank you very much for the Norway, thank you.
Prime Minister. Good morning. Thank you again for your kind hospitality. It was a very... Excellency, thank you very much. We must have to bring the compliments from my minister here. To meet your partner, the Czech Republic. We don't need to have a photo. Okay, thank you very much. Good morning again. Good morning. Happy to see you. Thank you.
again. Thank you very much for the invitation. Thanks for Minister Belgium, sorry. You have to do a lot of handshaking today, so. First bondo. In the Kremlin Forest.
inviting you.
morning. How are you? Thank you very much for organizing this. This way, yeah. I guess it's a huge building. Yeah, sure. Thank you.
Thank you.